Vreau să vă puneți un trandafir în păr, o bluză cu buricul gol și să dați așa din număr ușor. Hai! De când a ieșit să joace, în ciudă la toți ne face, ne uităm la ea, în ca la cinema. Cu of, 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 ce ne mai place și ce atmosferă face, ne uităm la ea, în ca la cinema. Talent când de din umăr ușor, cu buricul gol, de mine să mor. Și în păr și-a pus un trandafir, de m-a zăpăcit, de nu mai respir. Mai femeie, mă fac să poftesc la tine. Mai femeie, faci bărbații să leșine. Mai femeie, nimeni nu se mai obține. Mai femeie, ce mare lumea de tine. Mai femeie, mă fac să poftesc la tine. Mai femeie, faci bărbații să leșine. Și pe muzici tonice, cât mai elegant.
fetița mea, ce-a făcut moda din ea, că nu recurta cercei. Azi bagă doar decibeli, of, 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 măicuța mea, lasă-mă, nu te băga, așa e acum moda. Se poartă margherita. Am intrat aici pe Five, ca să nu rămân așa ecranul cu negru, pentru că am rugat pe cineva să-mi facă și mie o transmission de-aia, dar n-a terminat-o când trebuia și așa că să n-am cum, n-am ce să pun aici ca să mă vedeți mai mare, și am intrat pe Five să măcar să se vadă așa, și nu vreau să pun nici camera așa, să fie așa gen, să mă vedeți pe mine, vreau să fie niște chestii așa frumoase pe acolo. La 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 la!
Ce faceți voi? Sunteți bine? Haideți cu 2000 de like-uri. Am întârziat puțin pentru că am fost până la baie. Și de aceea. Dar de acum, adică, ne uităm la Lia. Nu știu ce este Lia. Nu știu ce este Lia. Bine, bine, bine. Mami, îți stă bine cu eyeliner frumoasă mea. Mulțumesc, Ari, mulțumesc mult. Bambus, mulțumesc din tot sufletul. Acum mă uit, acum mă uit, acum mă uit la donații, acum. Bună seara, prima donație de pe YouTube. Până acum am dat doar pe TikTok. Bambus, mulțumesc din tot sufletul. Da, deși de acolo de pe TikTok, mulțumesc din tot sufletul. După cum vedeți, acest gol minunat de calculator, pentru că l-am mai pus odată, dar n-am apucat să-l iau, că mi-am strâns banii de operație, dar trebuie să-l iau pentru că mititelul ăsta al meu micuț se duce pe... face nenițu, nu mai durează mult și face nenițu, se duce pe apa sâmbetei. Te-ai mutat? Unde să mă mut? Unde să mă mut? M-am mutat nicăieri, da? Mi-am decolorat părul și o să ajung la un maroniu deschis, că mai vreau să fiu brunetă. Sică, mulțumesc tare mult pentru donația din chat, mulțumesc din tot sufletul, Sică. Bună seara, ce-am promut, doamne, ce-am pierdut, nimic, că doar ce-am început live-ul. Izabela, da măi, Adi, măi, da. Ești frumoasă, mulțumesc mult. Nu te mai văzut de mult timp. Da, știu că nu m-am mai văzut. Mâine live cu 5M de la ora 21, ca să știți chestia asta. Astăzi mai stăm puțin de vorbă, după care o să... Mulțumesc, mulțumesc. O să vă povestesc despre tot ce mi s-a întâmplat. Tot ce mi s-a întâmplat. Miruna e nemersi multipita. Mulțumesc mult, dar niciun mesaj, Miruna. Mulțumesc din tot sufletul. Trebuie să dai un mesaj acolo. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, fată blondă. Nu-mi stă bine blondă. Mulțumesc. Mulțumesc, Bambus. Sunt bine acum. Acum sunt bine. Acum poți mă mai... Și eu așa și așa. Mulțumesc încă aveți membru la mine și vă mulțumesc din tot sufletul că încă ați continuat cu membru la mine. Pentru mine semnică foarte mult că sunteți aici cu mine de 6 luni, de 12 luni, de o zi, de 2 zile, de... Contează că sunteți aici cu mine. Contează, contează. Cu membru, fără membru. Ce faci? Ești mai bine? Izabela, ta sunt bine. Sunt bine, sunt bine. Încă mai am pe aici, nu știu dacă pot să arăt aici la web pansamentele, dar sunt pline de pansamente pe aici, pe la sâni. Dar o să fiu bine, o să fiu bine. Ceea ce contează este că acum sunt bine și că pot să revin la vechea Izabela, care a fost acum ceva timp fără să aibă probleme, fără să gândească la anumite lucruri, fără să stea în tensiune, fără să... Deci, anul trecut a fost un an de căcat, așa, și anul ăsta a fost și este un picoleac, așa, la început, dar sperăm că până se termine anul să fie totul bine, frumos și să rămână mai liberă împreună. Lidii, mulțumesc pentru 5 euro de pup! Mulțumesc, Lidii! Mulțumesc tare mult! Te iubesc mult de tot, Iza, și eu vă iubesc pe voi și vă mulțumesc, uite, suntem 2000 de oameni aici și vă mulțumesc pentru 2000 de like-uri, mâine de la ora 21 live cu 5M și să vedeți ce v-am pregătit eu mâine. Să vedeți ce v-am pregătit. Bine, nici n-am făcut roleplay-ul de seara asta, stau să fac roleplay-ul. O să fie un roleplay de 750.000 de de foi. Așa, de foi. O să vedeți voi mâine, o să vedeți mâine. 5M mâine, 5M. Aici am intrat ca să stau pute așa pe server ca să nu rămână ecranul negru, să fie vad urât. Salvez live-ul, normal că salvez live-ul. Iza live cu 5M, nu acum, mâine live cu 5M, am spus. În seara asta am fost cu Poca pe AFK. Ai, Lorena, bravo! Te iubesc din tot sufletul, mulțumesc, mulțumesc, iubita, mulțumesc. Ce mai face Poca? Poca va face bine, o să facă și el live. O să facă și el live. Pin, dacă ne iubești, aveți deja la Pin acolo. Bun. Hai să punem niște muzică așa pe fundal ca să nu vorbesc așa, știți? Dăm muzica încet, dar punem muzica pe fundal. Înțeles că să rămâne și live-ul salvat, dar punem muzica pe fundal. Dăm și noi aici la 6 și punem de la NQS, că de la ce dracului să punem? Punem de la NQS. Nu mai știu ce. Punem și noi astea. Nu știu la ce am dat volumul încet, că nu l-am dat la ce treabă. Aici, gata. Așa. Dar nu-mi place muzica asta. Nu, gata. Asta. Nu pot să pun Rava, nu pot să pun altceva decât de la NC, NQS de ăsta. Că mi-au copyright și nu mai rămâne live. Voi salva și degeaba m-am tălcăit eu pe aici. Bun.
După cum știți, de anul trecut, știți că am avut probleme cu sânii și mă tot plângeam de dureri de spate, mă tot plângeam de faptul că nu pot să stau foarte, foarte mult la calculator. Și pur și simplu, și dacă stăteam o oră, deja mă ardea la spate și mă ardea. Mă ardea foarte, foarte, foarte rău. Și din cauza sânilor și din cauza sânilor că au fost extrem de mari, am și început de scolioză. Adică... Îmi place, mă, fiind strapon, îmi place că sunteți nebuni acolo, vă jucați între voi pe acolo. Mai tare muzica. O dau puțin mai tare. Dar voiam să mă aud eu mai mult decât muzica, dar mă rog, dacă vreți să auziți muzica mai tare. E ok așa, gata. Bun. Am început de scolioză. Din cauza sânilor, că aveam foarte mare greutate aici pe față. Sânda mea când era aproape 2 kg și un pic. Deci eu aveam practic pe fața mea, în fața mea, 4 kg și numai așa stăteam de durere. Efectiv, și când trebuia să mă apuc de live și trebuia să intrăm de la ora 8 ca să ne pregătim pentru ora 9 când începeam live-ul, eu pur și simplu gata, la mine spatele era praf, nu mai puteam să stau, deci stăteam, mă ardea foarte rău, numai cu ecremă mă dădeam pe aici ca să pot să stau să fac live. Altfel nu aveam cum să fac live. Cum adică nu se aude nimic? Mă auziți, nu? Dar vreau să știu dacă mă auziți, dar ce e delay foarte mare? Bun. Și eu vreau să mă vedeți mai mare, dar n-am cum acum că n-am cum să-l pun. Așa, bun. Și nu știu, cred că este foarte mare delay-ul la live, dar mă rog. Bun. Și am zis, hai, las-o așa, las-o așa, că ce se poate întâmpla? Ulterior mi-apăreau pe sân niște pete care se umflau și aveau puroi în ele. Asta mi-apăreau și pe la sân, mi-apăreau și pe mamelonul sânului și fetele, vreau să stați aici să băgați la cap ce vă spun, pentru că nu este de joacă cu așa ceva. Mi-apăruse și pe mamelonul sânului și deja vedeam că era foarte, foarte grav, dar totuși am zis că nu bag de seamă. N-am băgat de seamă, deși eu mă plângeam de dureri. Mă plângeam de dureri foarte, foarte rău. Până anul trecut, înainte să mă duc la doctor, pentru că într-o seară văzusem pe Petricou că ca și cum ar fi ud tricoul la zona sânilor, la zona mamelonului, la sfârc, mai pe scurt, mai pe românește. Și m-am panicat foarte rău când am văzut umezeala aia acolo, ca și cum zici că dădeam lapte, eu știu ce făceam pe acolo, ce făcea corpul meu. Și m-am dus și am făcut control. Și mi-a luat de acolo cu bețișorul ca să ducă la laborator să vadă exact ce este. Și înainte ca să mi se spună rezultatul de la biopsia respectivă, deja doctorul mi-ar fi spus că ar fi... cancer. Georgiana, te iubesc, mulțumesc mult. Bun. M-am panicat foarte rău. A venit acasă, lui mama nici măcar nu i-am spus. Mama mea nici măcar nu știa ce se întâmplă, nu știa absolut nimic. N-am vrut să-i spun lucrul ăsta. Am ajuns acasă, am început să plâng foarte, foarte rău, pentru că doctorul mi-a dat pur și simplu așa, viața peste cap, spunându-mi chestiile alea, fără să realizeze că poate nu este așa. Nu mai eram bună de nimic. Voiam deja să renunț la tot, nu știam să-i spun mamei, nu știam, o panicam foarte rău pe mama și am zis totul să aștept rezultatul. Am plâns foarte rău, le-am spus și membrilor din roleplay, lor nu le-a venit să creadă, deși eu eram eram convinsă că ceva grav am. Foarte, foarte grav. Nu a fost așa, nu a fost cancer, nu a fost absolut nimic, doar că trebuia o operație de urgență pentru că tot făceam foarte mult puroi la zona sânului și aveam dureri foarte, foarte mari. Bun,
după ce am aflat și rezultatul, în ziua respectivă am sunat-o și pe mama. I-am spus și lui mama chestia asta. Mami, bineînțeles că s-a panicat și s-a supărat că nu i-am spus lucrurile astea, dar asta e, știe că sunt o persoană care până în ultima sută de metri eu nu vorbesc și nu spun nimic. Din ziua respectivă, mami mi-a zis să sun doctorul neapărat, un doctor foarte bun. Eu, când am fost operată, că am mai fost odată operată la sân, dar nu foarte, foarte rău. Gabi, mulțumesc mult de membru. L-am sunat pe doctorul respectiv, care m-a dus, că m-a redirecționat către un alt doctor. Doctorul ăsta este pâinea lui Dumnezeu. Vă spun sincer, doctorul Tali este pâinea lui Dumnezeu. Este un doctor atât de bun, un doctor care merită toate aplauzele mele și un doctor care merită toți pacienții din lume numai pentru el. Este un doctor extraordinar. M-a văzut. Mi-a spus că trebuie o operație de urgență, pentru că la înălțimea mea, sânii pentru mine erau foarte, foarte mari și orice lovitură pe care eu aveam la sân era foarte, foarte grav pentru mine. M-a văzut, m-a controlat. Mi-a spus, ok, haide să-ți faci niște analize. M-am dus, mi-am făcut sute de mii de analize, analize pulmonare, analize la inimă, analize la sân, analize de sânge, fel și fel de analize. Toate analizele mele au fost bune. Doar o singură analiză n-a fost bună, cea de trigliceride, care trigliceridele au fost aproape 500 și puteam să dau un diabet. Asta era clar că puteam să dau un diabet până când m-am băgat pe pastile. Pe bază de stres. Pe bază de stres era să dau un diabet. De aceea nu mai vreau să mă mai stresez. Bun. Am început tratamentul. Doctorul mă tot chema la el la cabinet. Într-una, să mă vadă, să vadă ce și cum. Mai erau și alți doctori de față. Vorbeau între ei acolo că el nu este român, este... Nu este, nici arab nu este... Mă rog, nu este român. Da? Am un lapsus. Nu știu. Nu mai știu din ce țară este, dar mă rog, trăiește în Dubai. M-a văzut și se tot uitau în gândul meu, Doamne, dar ce se poate întâmpla? Ce e așa de grav? Ce? Mi-a zis, bine, haideți că o să vă mai văd și peste o săptămână. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, luni bune, nu e nici turc, libanez, este libanez, domn doctor, este libanez. Am 1,55 m. Iar sânii cântăreau 2 kg în sân. Și vă spun asta, fetelor, duceți-vă la control. Odată la 6 luni duceți-vă la control, nu stați cu sânii extrem de mari. O fi frumos, dar nu este ok, nu, pentru că o să ajungă să fie teroarea vieții voastre sânii respectiv. Se vor face oribil, credeți-mă, oribil se vor face sânii. Bun. Au trecut luni bune, în care eu nici măcar nu mai voiam să fac live pe YouTube, pentru că nu știam ce se întâmplă, am luat o pauză totală. O pauză totală în care eu plângeam, sufeream, nu știam ce se întâmplă cu mine. Doctorul nu îmi dădea niciun semn. Nu îl căutam, îmi spunea că o să ne vedem. E ca și cum nu voia să-mi spună ceva. Și asta mă făcea să mă gândesc că e ceva foarte, foarte, foarte rău. Și așa a fost. Un lucru rău. Un lucru în care niciun doctor împreună cu el n-a vrut să se bage pentru mine. Ci că aș fi fost primul caz din România care ar fi avut problema asta pe România, primul caz. Și niciun doctor n-a vrut să se bage. Au zis că nu o să fie bine dacă se bagă. Am intrat, nu, sunt membri din roleplay ei. Sunt membri din roleplay aici. Stau și, ca și cum stau și se uită la mine cum vorbesc. Bun, n-a vrut să se bage și doctorul mi-a spus lucrul ăsta, mi-a zis că urmează să vedem chestiile astea, urmează să vedem dacă găsesc pe cineva. Bun, am stat așa luni bune în care am așteptat un semn, eu aveam banii pregătiți, ulterior banii s-au cheltuit, apoi mami. M-a ajutat extrem de mult mama. Dacă nu era mama, nu știu ce aș fi făcut. Credeți-mă, mama
Am dat totul din ea ca să-mi dea banii respectivi. Că nu mai aveam efectiv niciun ban, nimic nu mai aveam. Deci trăiam efectiv dacă aveam ce să mănânc bine, dacă nu, iarăși bine, nu mă interesa lucrul ăsta deloc. Și nici n-am făcut ceva în casă ca să pun un gol pentru chestia asta. Sau să mă gândesc să mă ajute lumea, publicul meu. N-am vrut, pentru că lumea este rea și la cum văd pe peste tot că încep și să zică că te-au ajutat alții ca tu să te faci bine, te-au ajutat. Nu, n-am vrut, am vrut decât ajutorul mamei mele și atât. N-am vrut absolut nimic. Credeți că nu puteam să pun un gol și să scriu operație? Puteam să fac lucrul ăsta, dar nu, n-am vrut, nu vreau așa. Cine vrea să-mi doneze o face pentru că își dorește lucrul ăsta, nu vreau din milă. Eu nu suport mila. Nu suport și nu o să suport niciodată mila. Eu o detest mila, nu suport mila. Bun. Mama mi s-a chinuit foarte, foarte mult. A și slăbit foarte mult mama că s-a stresat extrem de mult. Până când de la jobul pe care ea îl are... A luat banii pentru 4 luni în care ea practic 4 luni de zile muncește și nu primește absolut nimic pentru că a luat banii pentru 4 luni de zile. Am primit bănuții. Gabi, mersi mult! Isabela, mersi mult! Ideea este că plâng pentru că mi-aduc aminte tot ce s-a întâmplat, tot ce... Prin cât a trecut cu mami, efectiv, cu mami, nu mai spun și de... și cu Poca și cu Dugoji și cu membrii din Roleplay. Am trecut prin niște episoade foarte, foarte nasoale, pentru că eu am fost aici lângă mine mereu și au vrut să mă ajute cu bani, bineînțeles, dar n-am vrut eu lucrul ăsta. N-am vrut eu. Și a ajuns ziua. Ziua de întâi. Am fost la București, am luat un apartament acolo, l-am luat și pe Bluey. Tot timpul ăsta Poca a avut grijă de Blue. Am luat un apartament acolo ca Poca să mă ajute. Pe și asta și a făcut. M-a ajutat foarte, foarte mult și mulțumesc extrem de mult. Așa. M-a ajutat extrem de mult. A urmat ziua de întâi, unde am fost la Hospital M, trebuia la un alt spital, la Swiss Clinic, trebuia prima oară, după care m-au redirecționat la un alt spital. Am stat acolo, am așteptat, mi-a venit rândul, mi-am făcut testul de COVID și după ce mi-am făcut testul de COVID, direct m-am internat. M-au băgat în camera unde m-ați și văzut pe story, unde am făcut poză. Mi-au dat un săpun special ca eu să mă spăl peste tot, pe tot corpul, efectiv. Mi-au dat de la ei haine, niște ciorapi compresivi, nu știu cum se numesc, nu știu exact dacă zic bine, ca să nu fac cheaguri de sânge. Mi-au făcut testul EKG la inimă să vadă cum sunt cu inima, mi-a luat tensiunea, febra, absolut tot, ca la Z, niște doctori, niște asistente, de fapt, iertați-mă, niște asistente extrem, extrem de bune, niște asistente care jos pălăria pentru ele. Bun. Tot venea domn doctor. Declarație. Pe propria răspundere m-a pus să scriu și cu filmarea m-a filmat. Pe propria răspundere. Dacă operația nu reușește, în timpul operației se întâmplă ceva cu mine, să se ajungă și la un deces, pe propria răspundere dau un scris că sunt de acord cu această operație. Am zis, ori asta, ori oricum, viața mea e total, e pa viața mea efectiv, dacă eu nu fac asta, este pa viața mea. În scris m-a pus să dau. Dita mai m-a pus să scriu foarte, foarte mult acolo. Dacă nu reușește operația, dacă se întâmplă să mor în timpul operației, dacă apar complicații și tot și fel și fel de lucruri care m-a pus și filmat și scris. Am dat totul scris. Nu m-am gândit o secundă să dau înapoi. O secundă. Deci, practic, la mine a fost totul foarte, 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 foarte grav. Pentru că eu puteam să mor. O operație de 7 ore și jumătate. O operație de 7 ore și jumătate, nu se știa corpul meu dacă o să reziste. Am dat în scris, doctorul s-a dus de acolo, a venit înapoi.
a venit înapoi cu o doctoriță. Doamne. Femeia, pâinea lui Dumnezeu și ea. Pâinea lui Dumnezeu. A venit, m-a desenat. Ca așa se face, te desenează să-ți vadă de nu știu exact pentru ce te desenează, ca să știe exact ei unde trebuie să taie, ce trebuie să facă și toate lucrurile de genul. M-a desenat de aici până aici, aici am apăsat foarte rău, m-a desenat și aici, aici mi-a scria kilogramele, aici am scria vârsta și toate fel și fel de lucruri. Îmi scria unde, ce se întâmplă. Bun. Mi-am făcut problemele pe care le aveam și reducția de sân. Mie mi s-a făcut și transplant de mamelon și sfârc. Mi s-a făcut transplant. De aceea vă spun că a fost o operație extrem de grea la care nu s-a băgat niciun doctor în afară de el. Dar doamna doctoriță împreună cu el mi-au dat efectiv adrenalina aia de zic eu acum fac operația. Eu nu mai dau înapoi, orice ar fi, oricum ar fi, eu nu mai dau înapoi, acum. Singura doctoriță care s-a băgat împreună cu el. Și să le dea Dumnezeu sănătate amândurora. Bun. M-a desenat, m-am dus în camera unde a venit și anestezista. Anestezista mi-a pus mai multe întrebări. Dacă sufăr de anumite boli, dacă sunt alergică la medicamente, dacă, mă rog, și a venit vorba dacă, cum i-a zis, dacă mă droghez. Și am zis că nu m-am drogat în viața mea, la care doamna de acolo îmi spune, nu te droga, te droghez eu acum să-ți ajungă pentru toată viața ta. Și așa a și fost. Așa a și fost. Cu medicamentele, cu anestezia și cu tot. Bun. După aia m-a întrebat dacă am probleme psihice și am spus, da, doctor, eu cred că am. Adică sunt bipolară, nu sunt mai multe lucruri pe care le am. Deci că, astea-s probleme. Lasă, dragă, că și eu le am pe astea. Bun. Mi-a băgat aici și că și acum mă doare aici. Mi-a făcut aici floricica aia, că eu zic floricica la branul aia, floricica aia. Mi-a făcut o injecție, după care m-am dus în sala de operație. Acolo au fost, cred că, vreo 10 sau 12 asistente. Asistente, domn doctor și doamna doctoriță. Aveam, știți că acum vedeți că eu nu mai am piercingul. Aveam piercingul și nu ai voie să ai niciun fel de metal pe tine. Niciun fel de metal nu ai voie să ai pe tine. Și doamna doctoriță avea și ea piercinguri. Avea aici, avea, deci era și ea cu chestiile astea. Și domn doctor inițial voia să-l taie, ci că haide tu taie-l odată, ce stăm să ne așa. Deci era caterincă rău de tot. Mi l-a scos doamna asistentă și l-a dat unui asistent care era acolo. A zis că mi-l dă după operație. S-a făcut nevăzut. Nu mai există. Nu mai e. Bun. Fetele mai vorbeau cu mine, asistentele mai vorbeau cu mine. După care domn doctor, doamne, acum v-ați trezit voi femeile să vă luați la vorbă, fix când trebuie să operăm fata, acum. Ce, haide domn doctor, spuneau asistentele, haide domn doctor, acum ai vorbit nici noi ca fetele, păi da mă, da acum, stați la vă aduc și o cafea? Și că dacă dumneavoastră vreți, haide că avem treaba acum, haide. Săracul era prins între 10 femei acolo, domn doctor. Bun. M-au pus pe masa de operație. Începuseră asistentele să vorbească cu mine. Toate vorbeau cu mine. Nici nu mai știam cui să răspund. Nu mai știam absolut nimic. Nu știu ce se întâmpla. Ce îmi puneau prin venă. Simțeam ceva rece. După care simțeam. Am simțit la un moment dat că mă droghează. Deci eram gen nu mai văd cum trebuie. Începeam să râd. Ziceam că vă văd dublu. Chestii de genul. Păstra Bonco. Așa, o să mă uit după aia că nu văd acum. Bun. Văzusem pe fața mea dita mai intubator de ăla, dacă zic bine. De ți-l pune pe față, îți dă aer. Da? Ți-l pune pe față. Bun. Îl văzusem fix. O întrebare îmi pusese o asistentă, la ce serial te uiți? Am văzut ăla și după ce l-am văzut, atât de mare, nu mai știam, gata, s-a oprit totul,
Eram zero, nu știam absolut nimic de mine. După care mi s-a spus că mi s-a băgat pe gât un tub atâta în care să-mi dea oxigen. Atâta un tub. N-am voie să vă arăt că eu cu strike. Atâta un tub mi s-a băgat pe gât care îmi dădea, mi aerisea cum trebuia plămânii, tot, absolut tot. 3 zile mă ustura gâtul foarte rău când mi l-a scos. Mă dureau dinții foarte rău. Practic eram moartă acolo pe masa aia de operație. Eram efectiv moartă. Intubată la toate alea. Pe aici perfuzii și aici perfuzii. Deci eu după ce m-am trezit și când m-am văzut am zis, Doamne. Bun. S-a terminat operația. Am ajuns în... în camera în care gen te duc după ce ești din operație, nu știu exact cum se numește, că am un lapsus. Cum se numește? Terapie intensivă. La terapie intensivă a fost acolo ca să mă pună la aparat, să vadă cum sunt. Așa. Și am primit 4 palme. Așa. Mi-a dat doamna anestezista 4 palme, mâncava sufletul. 4 palme mi-a dat. 4. La care zice, hai, trezește-te! Îmi spune doamna anestezistă. Și zic eu, da, de ce? De ce mă trezești? Ce vrei de la mine? Eram gen supărată că m-a trezit. Eu nu știam ce dracu e cu mine și ce caut acolo. I-am zis, ce vrei? Ce vrei? E nervoasă așa. Și că, mă, ești nervoasă. Bun. Stau așa un minut, două, după care îmi venea foarte, foarte rău. E mai rău o fată lângă mine care a avut și-a probleme respective. O, nu știu, cred că și-a pus silicoane. Bun. Îmi venea să vomit și spun asistentei. Doamna asistentă, mi-este rău, îmi vine să vomit. Îți vine să vomiți? Lasă că nu-ți vine să vomiți, nu-ți vine. Nu-ți vine să vomiți. Doamne, mi-e rău, doamne, mi-e rău, acum vine să vomit. Eu vomit aici dacă dumneavoastră nu-mi dați. Eu aici vomit. Mi-a adus o de-aia să vomit în ea. Într-un filan nu mai îmi venea să vomit. Aia de lângă mine la fel. A, lasă-mă că și-o vomit. Deci amândoi eram cu voma lângă noi acolo. Nu mai puteam, ne venea să vomităm. De la anestezie, că a fost atât anestezie timp de 7 ore și jumătate. În care voi scrieți pe Discord că am murit. What the fuck. Așa, bun. Acum urmează întrebarea, dar ce ți s-a făcut la sân? Bun, mi-a făcut reducție de sân cu grăsime din propriul meu sân. Nu este silicon, nu este absolut nimic. S-a rezolvat problema care era cu infecție, cu tot ce trebuia și mi-am făcut reducție de sân. Sânii mei sunt micuți, sunt cum trebuie pentru înălțimea mea. Mi s-a băgat, efectiv, carnea, grăsimea din sânul meu, mi s-a băgat în sânul... În sânii de acum. Aici. Da, am văzut și ce fac. Mi s-a băgat în sânii mei acum. Nu știu dacă pot să vă arăt, dar totuși eu o să vă arăt. Nu cred că are ce să mi se întâmple. Bun, se vede. Deci uitați, încă am aici pansamentele. Deci ăștia acum sunt micuți, sunt tot ce trebuie. Sunt mândră de ei. Bun. Mi s-a băgat și vă spun acum ce s-a mai întâmplat. După ce m-am trezit, a venit domn doctor la mine, m-a luat de mână frumos așa și mi-a zis bravo. Bravo, a reușit totul, bravo fată, bravo, bravo. Deci e ca și cum, nu știu, m-am simțit împlinită. Împlinită. M-am simțit împlinită când mi-a spus domn doctor, m-a luat și mi-a zis bravo. Bravo, bravo, efectiv că am fost tare, că m-am ambiționat și am avut atâta ambiție și atât curaj să fac lucrul ăsta încât doctorul mi-a zis bravo. Bun, m-a dus în cameră unde mai era o femeie și seara târziu de tot, a venit și doamna doctor la mine. Și doamna doctor m-a felicitat și mi-a zis bravo, 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 deci... Pur și simplu că am avut atât curaj să fac lucrurile astea. Deci ei știau la ce se așteaptă, eu știam la ce mă aștept și mi-au zis bravo. Și eram așa că nu știam ce să zic, deci asistentele au venit toate la mine. Banga, baby, calm down, calm down.
Simona, mulțumesc frumos, Simona, te iubesc, mersi mult. Și, deci, efectiv, de atunci am zis, eu sunt puternică. Eu, dacă am trecut peste acest pas al meu, eu, la mine nu se oprește nimic, nimic nu se mai oprește, orice. O pot să fac orice. Dacă eu am trecut peste chestia asta, pot să fac orice, orice. Și de acolo am stat și cât timp am stat la spital, am stat și m-am gândit că toți oamenii care au fost în trecutul meu și toți oamenii care și-au bătut joc de mine și care au profitat de bunătatea mea și care au profitat de anumite lucruri ca să aibă ei un beneficiu, am zis stop. Eu știu prin ce am trecut eu știu cât mă stresez eu, pentru cine să mă stresez? Mă stresez pentru... Da, ok, că voi vă uitați acolo și pe noi nu mă băgați în seamă, of course! Ce zici? Da? Hai, mă! Da? Păi nu știu de ce. A, da? Da, da, ia! Ce? De care vrei? Ia! Da! Vrei să-ți dau unul? Nu, ce problemă e. Ia. Da. Bine. Bun. Și unde rămăsese? Venise doctorița la mine, m-a felicitat și ea. Și... Poți să nu mă mai tragi de păr? Adică ce ți-am făcut de mă tragi de păr? Ești nesimțit deja. Ok. A venit asistenta la mine și... mi-a felicitat și ea și totul a fost bine. După care a început recuperarea, dureri extrem de mare, dureri în care nu puteam nici măcar să merg la baie, nu puteam nici să fac nici treaba mare, nici pipi, nici absolut nimic nu puteam să fac. Mă durea foarte, foarte... Poți să mă lași în pace, te rog frumos, și să nu mai urli la mine? Adică, serios, lasă-mă în pace! Și după care m-au băgat pe acolo la tot, la antibiotice, la tot ce era pe acolo, la antibiotice, la tot. Și ușor îmi reveneam, dar aveam dureri extrem de mari, nu puteam să fac absolut nimic, abia mă ridicam de pat. Simona, mulțumesc tare mult, te iubesc, mulțumesc! Așa, și ce aveți? Ce aveți? Cine e acolo? Cine e? Cine e? Mă, ce aveți, mă? Doamne sfânt, ați nebunit, fraților voi. Așa. Și am venit acasă. A stat cu Boca cu mine, a avut grijă de mine. Tot ce am avut nevoie a fost lângă mine și a avut grijă și mulțumesc. Ulterior a venit și Dugoji cu Radu la mine, mi-au dus flori. Am venit acasă, a avut mare grijă de mine și mulțumesc tare mult. Și ușor mi-am revenit, dar... acum vă spun încă un lucru. Eu efectiv mamelonul mi l-am pierdut. Și sfârcul. Banga, baby, calm down, calm down. Chiar s-a drogat aia? Da, m-a drogat. Nu vorbesc cu nimeni. Dar atât de... Păi voi ați nebunit. Nu știu ce aveți cu cine vorbesc, eu nu vorbesc cu nimeni. Dar nu este total pierdut, pentru că corpul mi l-a acceptat înapoi nipples-ul, să zic așa. Am nipples-ul. Dar, din păcate, mamelonul nu. Și ce vrea să facă domn doctor cu mine acum? Urmează.
Noi femeile, zona vaginului, avem aceeași culoare cu zona mamelonului, da? Mamelonul e chestia maro. Bun, vrea să-mi ia de acolo ca să-mi pună aici. Practic o să fiu tăiată și acolo. Ca să fiu o femeie normală, exact cum trebuie. Pentru că v-am spus, eu nu mai am ce aveți voi fetelor. Dar asta este acum. Trebuie să mergem mai departe și să așteptăm să se vindece, ca să fiu și eu o fată cum trebuie după aia. Da. Ce? Hai, mă. Vrei cercelușii? Ia, fată. Vrei cerci? Ai, dai, vrei și pe ăla, ți-a te-n pizda, mă, că nu-ți dau nimica. Mă iubești? Da, și te iubesc. Cam asta s-a întâmplat și vreau să vă spun pe scurt, fetelor, că nu e de joacă cu lucrul ăsta. Iar dacă simțiți că nu vă simțiți bine în corpul vostru și simțiți că aveți dureri, mergeți neapărat la un control și le spuneți părinților, nu stați ca și mine, ca să ajungeți ca și mine în momentul în care să nu mai ai nici mamelon și nici sfârc. Mergeți la doctor. Mergeți la doctor, fetelor, nu e de joacă absolut nimic, pentru că eu mă chinui foarte rău acum, am dureri extrem de rele uneori, dar aștept să mă fac bine și doctorul m-a felicitat că am grijă de operația mea și este mândru de mine și eu sunt mândră de faptul că mi-a salvat viața. Îi mulțumesc tare mult. Și Poca l-a cunoscut și domn doctor are el o vorbă. De fiecare dată, la fiecare două secunde, Doamne ajută! Mereu spune. Cine e? Dar nu înțeleg ce spune și ce prank! Faci mâine live? Da, mâine live cu Five de la 21, să știți. Glumește? Cine glumește? Nu, Iuli, nu mai am. Momentan eu nu mai am sfârc. Eu nu mai pot să alăptez și niciodată nu mai pot să am la zona mamelonului sau la sfârc. Eu, de exemplu, dacă mă ating, eu nu mai simt ce simțiți voi. Adică el la mine nu mai e, vă spun pe românește, excitare nu mai există în zona respectivă. Că, da, până la urmă, na. Asta este. Da? Unde vrei să te duci? Da? Mm. Păi și te duci tu să miști mie ceva dacă te duci încolo. Mm. Ah, bine, atunci du-te. Da, să miști mie ceva, da? Bine. Hai, ai grijă, da? Bine. Haide, pa. Da. Să vedem ce vârșește de aici. Alo? Ce-s cu cheliile astea pe noi? Păi dacă n-avem peruși, domne, ce să faci? Ne discuți noi cu ce avem. Da? Păi da, ce facem? Ce faci, Larisu? Ai o față de mai bine îmi bag pula în fața ta. Da. Unde-i Daniela? Sam. Tereza? Cine e asta? Că sunt toate chiele. Asta e Larisa, îmi bag pula rasa ei. Du-te încăca de aici, de ștoarfă ce ești. Era Sami, da, cu cine vorbești? Dar nu vorbesc cu nimeni. Eu cred că aveți o problemă la cap. O problemă care trebuie rezolvată. Colega, cu cine vorbesc? Nu vorbesc cu nimeni. Așteptați live-ul de mâine? Așteptați live-ul de mâine, nu? Mititei de voi. Și eu aștept live-ul de mâine.
Cu Five Men când. Acum urmează pe Five o serie în care gen o să fie mai mult despre Anais, despre Daniela, despre mama, despre mai multe lucruri, în care vom fi este un caracter foarte, foarte nostim, un caracter care nu vreau să se piardă deloc. Nu vreau să piardă Fonfi, pentru că Fonfi are doza aia lui care trebuie păstrată. Și nu vreau să-l bag pe Fonfi pe chestiile de-astea paranormale. Fonfi trebuie să rămână caracterul acela care este un caracter foarte, foarte iubit și un caracter plăcut. Și nu vreau să-l stric, nu-mi doresc lucrurile astea. Și, dar o să fie, normal că o să fie. Fonfi este aici cu noi, el face parte din familia noastră, dar momentan Fonfi este, să spunem că este plecat. Fonfi este plecat în vacanță cu fetele. Acolo este Fonfi, dar o să fie. O să fie. Cine-i mami? Lui, cine-i acolo? Cine-i mami acolo? A? Cine-i acolo? Oh, bitch, please. Stai cu noi, păi stau cu voi aici. Ne place de Anais, știu, știu. Nu ne place de Anais. De ce nu vă place de Anais? Ce v-a făcut Anais de nu vă place de ea? Ce server? Ăsta e serverul meu privat. Nu știu de voi, dar am sunat la 112. De ce? Marvel. Marvel, da, Marvel. Asta e serialul meu, Marvel, mă. Bă, dar ce vrei să stai, mă, aici și aia, mă. N-am mai spate așa cu voi, mă. Nu se poate așa ceva cu voi. Tu vezi ce face Dugoji? Da, mi-o ia mie. În gură. Anis ne-a făcut sărani. E, da, voi nu sunteți sărani. Ia, ce dracu vorbește asta aici? Sărut mâna, părinte. Firea aia dracu să fii de curva dracu ce ești, cu cine te-a modelat pe pământul ăsta, că prost te-a modelat, că minte n-ai, cur n-ai, față n-ai, ești proastă rău de tot. Asta este proasta aia de... Să vă fut în gură. Ia uitați cine m-a bogat. Să vă fut în gură! Ia uite-i dracu să fiți. M-au făcut Michael. Loredana Chiba te cheamă pe tine. Proasta popie Margareta, du-te dracu. Marș în gâtul mătii de aici, de cheala dracu ce ești. Fă de ce mă juri, fă, că nici nu eram pe server și mă juri, o faci urâtă pe Tereza. Dă maimuță împăiată. Maimuță împăiată, măcar maimuța din mine are pulă de tine. Pleacă, fă Michael, bărbat împăiat. Du-te încăca de aici. Asta era Tereza? Asta era, da, Tereza? Da, vezi că ai făcut urâtă pe Tereza. Fă, Tereza, iartă-mă că spun, dar ești urâtă cu spume, fă. Fă, nu vezi că ai față de bărbat? Ești cam sau sunt bărbat? Ești trans. Sunt trans? Dugoji, îl futem cur pe offset o ocă. A, și să încheie și live-ul, drăguții mei, nu se poate așa ceva. Nu mă duc acum să mă îmbrac, că am scos hainele pe server, că ne ocupăm acum. Dar am intrat să vă povestesc ce s-a întâmplat, dar acum sunt bine și din ce în ce mai bine o să fiu. O să fiu din ce în ce mai bine, reluăm totul, v-am spus cum o să fie. 4 live-uri pe săptămână, 2 live-uri la mine, 2 live-uri la Daniela. O săptămână pauză. Cealaltă săptămână, 2 live-uri la mine, 2 la Daniela. Deci astăzi sunt eu live, mâine nu e nimeni, poi mine este Daniela, răspui mine nu e nimeni, după aia sunt eu. 4 live-uri pe săptămână, 2 cu 2, 2 la mine, 2 la Daniela. Restul... Dacă vreți să vă uitați, este Poca care se joacă CS și acum se joacă non-stop CS. Dacă o să mă intru eu pe TikTok, dar asta o să fie programul de azi încolo. O săptămână pauză, o săptămână live-uri. O săptămână pauză, o săptămână live-uri, deoarece eu nu mai vreau să mă stresez atât de mult psihic până când nu-mi revin la normal cu totul. Până când nu-mi revin la normal cu totul, nu vreau să pun foarte multă presiune pe mine. Nu-mi doresc lucrul ăsta, dar o să fiu aici pentru voi și nu o să mai lipsesc. Deci, o săptămână live, o săptămână pauză, o săptămână live, o săptămână pauză. Bine? Ne-am înțeles? Bine? Bine, mititei mei. Va fi și despre tatăl tău, va fi despre multe lucruri. Mâine oricum stați pe fază că mâine este Anais. Ce proastă e!
Vrei să vezi că dacă dau un telefon lui Poca mă fute? Fii de dracu ce vrei. Vrei să vezi că dacă dau un telefon acum lui Poca mă fute, fă? Fii de dracu de curvă ce ești. E ce dai bre, frate miu? Care frate tu, fă? Păi dai tu un oftal meu, nu te dau și dau. Da. Mi-a părut bine că am stat cu voi aici și că v-am povestit despre ce s-a întâmplat cu mine. Nu vorbeam cu nimeni. Dacă-ți fut o palmă, du-te dracu de aici. Nu mă tragi tu de păr, că așa ți se scoală ție să mă tragi de păr. Pe cine ești tu? De când faci tu lege la mine în casă? Marci! Poca este live. Dar de ce spuneți? Stați un pic, eu nu vă înțeleg un lucru. De ce spuneți că nu sunt sănătoasă la cap? De ce v-am făcut eu voi să mă jigniți voi pe mine? Tu acum vrei să ieși afară? Păi nu, dar dacă tot vrei să ieși afară... Nu mai bine vrei tu după aia să mergem și noi așa tiptil până în dormitor să facem și noi ce ar trebui să facă doi adulți? Adică mi-ar plăcea lucrurile astea dacă vrei. Mhm. Și ar trebui să-mi faci și unghiile, ia pune mâna. Hai te mângâi eu pe tine. Doamne ce drăgălaș ești! Doamne, foarte funny. Și eu te iubesc. Hai în brațele mele. Nu este pup. Dar eu te iubesc, eu te iubesc, eu te iubesc, eu te iubesc. Dar eu te iubesc, mult te iubesc eu. Copilașii, eu vă las în seara asta și ne auzim mâine seara de la 21 cu Fiven, ceea ce vă place vouă. Ceea ce vă place, dar până atunci eu vă las la Poca să mergem să dăm like-uri la Poca, multe like-uri la Poca. Haideți că este live aici cu CS. Este live cu CS și merită și el like-uri aici. Merită și el aici like-uri. Haideți la Poca. Toată lumea la Poca. Vă las la Poca. Vă iubesc din tot sufletul și poate intru la live pe TikTok. Poate vin live pe TikTok, da? Bine? Dacă în 15 minute nu sunt live pe TikTok, mai fac live, da? Bine? Haide, intrați și la Poca. Vă iubesc și ne auzim mâine de la ora 21 cu Five. Vă iubesc mult de tot. La revedere. Vă pupă și Blui. Și tu îi pup? N-ai văzut.